Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Cristina Oprea și vă invit să urmăriți știrile GDS, cel mai important grupaj informativ al zilei. Un grav accident de circulație s-a produs în această dimineață între localitățile Vișina și Corabia. 5 victime au ajuns la spital în urma evenimentului rutier în care au fost implicate 3 autoturisme. Potrivit oamenilor legii, accidentul s-a produs după ce unul dintre șoferi a apăsat prea tare pedala de accelerație. Un grav accident de circulație s-a produs în această dimineață între localitățile Vișina și Corabia, în urma căruia 5 persoane au fost rănite. Potrivit oamenilor legii, un tânăr de 25 de ani din Vișina, care se afla la volanul mașinii sale în drum spre Corabia, din cauza vitezei a lovit autoturismul din fața sa, condus de o tânără de 19 ani. Tânăra era însoțită de o alta în vârstă de 18 ani. În urma impactului, mașina în care se aflau cele două femei a fost proiectată într-un copac de pe marginea drumului, în timp ce mașina din spate, condusă de tânărul de 25 de ani, a pătruns pe contrasens, lovind frontal un autoturism condus regulamentar de un bărbat de 52 de ani. În mașina condusă de bărbat se afla și soția acestuia în vârstă de 49 de ani. În urma accidentului, băiatul de 25 de ani a fost preluat cu elicopterul și transportat la un spital din București, iar cele trei femei au ajuns după ce li s-a acordat inițial îngrijiri medicale la nivelul CPU Caracal la spitale din Craiova. În cauză se fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă. La fața locului, un singur șofer a putut fi testat cu aparatul alcool test, iar rezultatul a fost negativ. Celorlalți doi le-au fost recoltate probe biologice de sânge. În România s-a ajuns ca pentru un singur angajat cu o oră sau două pe zi să se achite la stat de către angajatori contribuții cât pentru 4 salariați plătiți cu salariul minim. În plus, angajatorii se transformă în colecționari de hârtii, din cauza că firmele fără angajați cu normă întreagă trebuie să ceară lună de lună adeverințe de la angajații part-time pentru a le vedea veniturile de la alte societăți. Toate acestea se întâmplă pentru că la data de 1 august a intrat în vigoare Ordonanța de Guvern 4/2017, care reglementează modalitatea prin care statul va încasa mai mulți bani decât până acum de la angajatorii care au lucrători cu timp parțial de lucru. Subiectul este tratat pe larg în Gazeta de Sud de colega noastră, Ramona Olaru, care se află alături de noi în studioul știrilor. Bună, Ramona! De ce crezi că a apărut acest act normativ? Bun găsit tuturor! Acest act normativ a apărut din dorința statului de a încasa din ce în ce mai mulți bani din piață, numai că modalitatea prin care o face avantajează bugetul de stat, dar dezavantajează clar firmele private corecte, acelea care au salariați și care evidențiază în acte veniturile acestora. Care sunt efectele care se produc în rândul acestor firme? În primul rând, începând de luna viitoare, firmele care au angajați part-time și ai căror angajați nu ajung să cumuleze salariul minim pe economie, vor plăti la stat contribuții mult mai mari decât de obicei, de 4 ori mai mari, am făcut eu un calcul și vor vedea telespectatorii în Gazeta de Sud de mâine, de 4 ori mai mari decât plăteau până acum. De exemplu, un angajat cu 2 ore care avea 365 de lei salariu brut, pentru acest angajat, firma care îl angajează, l-a angajat, plătea 76 de lei la stat, însă de luna viitoare, contribuțiile, atenție, doar partea angajatorului, urcă la 304 lei pentru o singură persoană. Dacă acea persoană are mai multe contracte de muncă, să zicem la 4 societăți, este o femeie de serviciu la bloc și cumulat nu ajunge la salariu minim pe economie, atunci fiecare angajator îi plătește la nivelul salariului minim pe economie acești bani foarte mulți pentru firmele mici care își permit să aibă câțiva angajați și să-i țină o oră, două la lucru, atât cât permite activitatea. Există, într-adevăr, firme care au angajați part-time, dar care îi țin la lucru 8-10 ore. În esență, pentru acest gen de firme s-ar fi dat ordonanța, însă nu este echitabil să sufere alte companii corecte pentru cei care fac abuzuri în piața muncii. Pentru astfel de cazuri există instituții abilitate care să-i descopere. Deci, firmele corecte vor avea de suferit dacă au angajați part-time. Și mai multe detalii veți vedea mâine în Gazeta de Sud.
Mulțumim tare mult, Ramona, pentru aceste informații. Continuăm știrile. S-a dat alarma în această dimineață în Craiova. Sirenele au anunțat un presupus atac aerian, însă craiovenii habar nu aveau de ce au fost activate. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că această alarmare, care se va face în toată țara în prima zi de miercuri a fiecărei luni, vine după ce în luna aprilie inspectorii au constatat că nu toate sirenele mai funcționează. Alarmele de informare a populației au sunat astăzi începând cu ora 10 la Craiova. Acestea au anunțat un presupus atac aerian, însă craiovenii habar nu aveau de ce au fost activate acestea. În plus, aceștia nu prea știau ce ar trebui să facă și unde să se adăpostească în cazul în care asupra orașului nostru s-ar abate un dezastru. Știți de ce sună alarma? Știam, face apel, dar nu știu pentru ce. Ce fel de apel? Știți ce se întâmplă când sună o astfel? Cu tremur, dacă e vorba de nu știu ce. Un exercițiu. Bănuiesc, nu știu. N-am văzut la televizor, dar bănuiesc că e vreun exercițiu. Dar știți ce ar trebui să faceți în cazul în care ar suna sirena? Unde-mi să ne... Și n-ar mai fi un exercițiu? Nu. Nu știți ce ar trebui să faceți? Nu. Pregătire pentru un cutremur, pentru nu? Și ați ști să faceți diferența atunci când e vorba de un cutremur, de un incendiu sau de alt dezastru? Da. Sigur. Cum faceți această diferență? Păi după sunetul alarmei, nu? Nu știm, n-am auzit la televizor. Dar ce credeți că ar trebui să faceți în momentul în care sună acestea? Știm, probabil. Dar și să faceți diferența dacă, de exemplu, ar fi o alarmă pentru cutremur sau pentru incendii sau pentru alte dezastre? Da, să ne adăpostim. Să... Nu știți să faceți diferența cum sună alarma? Nu, asta nu. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că această alarmare, care se va face în toată țara în prima zi de miercuri a fiecărei luni, vine după ce în luna aprilie inspectorii au constatat că nu toate sirenele mai funcționează. Pentru altele nu există contracte de mentenanță, iar în alte cazuri autoritățile nu se pot mobiliza rapid. Atunci, timp de 4 zile au fost verificate aproape 6700 de sirene acționate centralizat din sediile inspectoratelor sau manual. În total, în România sunt 7713 sirene. Cele mai des întâlnite situații în care este alarmată populația prin intermediul sirenelor electrice și electronice au loc pe timpul inundațiilor, când este semnalată iminența producerii unor viitori care să pună în pericol viața persoanelor. Numărul total al salariaților cu contracte individuale de muncă legale a scăzut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut, fenomen anormal pe timpul verii. Specialiștii spun că nu este vorba despre disponibilizări masive, ci pur și simplu salariații au ales să plece la muncă în străinătate. În același timp, firmele din Craiova și Dolj nu mai găsesc oameni pe care să îi angajeze în locul celor plecați. După o perioadă de 3 ani în care a crescut numărul angajaților, în vara aceasta numărul salariaților cu acte în regulă înregistrați în Dolj a scăzut semnificativ față de același interval al anului trecut, deși perioada aceasta a anului era propice angajărilor. Pe 24 iulie 2016 existau efectiv în Dolj peste 146.000 de angajați, iar pe 24 iulie 2017 mai erau doar 143.944 de angajați, în scădere cu peste 2.000 de persoane. Statisticile Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj arată că scăderea semnificativă a numărului de angajați a început încă din luna aprilie 2017. Nici măcar valul de angajări de la Ford din această vară, de peste 1000 de persoane, nu a reușit să salte numărul total de angajați din județ, ceea ce înseamnă că mult mai mulți au părăsit câmpul muncii în țară comparativ cu cei care s-au angajat. Scăderea numărului de angajați cu forme legale din județ este pusă pe seama migrației forțe de muncă peste graniță, acolo unde condițiile salariale sunt incomparabile cu cele din țară. Nu doar persoanele fără loc de muncă își caută de lucru peste graniță, ci și cei care au deja un serviciu, dar sunt nemulțumiți de salariul primit în România. Unii își suspendă contractele de muncă pe o perioadă de câteva luni sau de un an și în acest interval muncesc în străinătate pe bani mai mulți, alții pleacă definitiv și nu se mai întorc la firma craioveană care îi angajase inițial. Potrivit specialiștilor de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, în ultima perioadă s-a acutizat criza de forță de muncă în toate domeniile majore de activitate. Totodată, inspectorii de la ITM spun că mai există forță de muncă activă în județ, însă aceasta se află într-o formă de asistență socială din partea statului. Din cei circa 20.000 de asistați sociali pe legea venitului minim garantat, circa 18.000 reprezintă persoane apte de muncă.
Vremea va fi caniculară, iar indicele temperatură umezeală se va situa peste pragul critic de 80 de unități, avertizează ANM. Este și motivul pentru care astăzi și mâine în Craiova sunt instalate mai multe puncte de prim ajutor. Acestea sunt în număr de 15 și le întâlniți în zona centrală, pe Calea București, precum și în cartierele Brazdalui Novac, Rovine, Lăpuș și Craiovița Nouă. Persoanele care intră să se adăpostească aici primesc apă potabilă, dar pot beneficia și de servicii oferite de personal medical calificat zilnic între orele 10 și 18. Tot mai mulți oameni suferă de depresie. Medicii spun că perioada zbuciumată pe care o traversăm, nesiguranța zilei de mâine, nesiguranța unui loc de muncă, a unui venit care să ofere o existență stabilă, sunt doar câteva dintre cauzele care declanșează această afecțiune numită și boala secolului. În clinica de psihiatrie din cadrul Spitalului de Neuropsihiatrie din Craiova ajung lunar în jur de 120 de pacienți. În primele 6 luni ale anului, numai puțin de 724 de pacienți au fost tratați în clinica de psihiatrie din cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, iar medicii spun că a crescut adresabilitatea către secție. Cel mai frecvent ajung pacienții care suferă de tulburări afective, depresie, schizofrenie, dar și patologia legată de consumul de alcool, care reprezintă cam 10% din cazuri. Ajung la un psihiatru după ce au bătut pe la ușile multor cabinete de specialitate, au încercat răspunsul în diferite specialități medicale, sperând totuși că afecțiunea lor ține de una medicală și doar în ultimă instanță, înțelegând că ar trebui să ținem cont și de latura psihică a existenței noastre. Până la urmă, suntem un tot. Pacienții cei mai afectați de depresie sunt cei care au între 45 și 54 de ani, dar sunt și cazuri de depresie sau anxietate la tineri. Avem cazuri, da, de tineri care vin cu patologii ce țin de consumul de alcool, de consumul de droguri, de consumul de droguri așa zis legale, mă refer la etnobotanice, care pur și simplu fac ravagii și vin cu patologii atât de complexe și de greu de stăpânit, deși ele sunt aparent considerate legale. Medicii spun că este important ca oamenii să apeleze măcar la un psiholog și să fie consiliați în orice moment dificil al vieții. Un caz de depresie trebuie tratat între 6 și 9 luni, iar pacienții trebuie susținuți să se reintegreze în societate. Potrivit statisticilor, peste 350 de milioane de persoane din întreaga lume și în jur de 2 milioane de români suferă de depresie. Nu numai bobocii se numără toamna, ci și managerii noi de la unitățile de învățământ. Unele școli din Dolj vor avea o nouă conducere în urma concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori și directori adjuncți. De altfel, și după această sesiune au rămas 12 funcții libere de director și 6 funcții de director adjunct, care vor fi ocupate prin detașare în interesul învățământului până la organizarea unui nou concurs. În județul Dolj, în luna iulie, au fost scoase la concurs 44 de posturi de director și 18 de director adjunct. După înscrieri, concurența a fost destul de mare, dar au rămas și posturi libere, anunță conducerea Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Pe cele 62 de funcții de conducere au fost înscrise 91 de persoane, care au avut mai multe opțiuni, fiind validate astfel 147 de candidaturi, dintre care 100 pentru director și 47 pentru director adjunct. Prima probă a fost testul grile, la care a lipsit un singur candidat, după această evaluare fiind 83 de admiși și 7 respinși. Au urmat probele de evaluare a CV-ului și proba interviului. Rezultatele concursului se validează în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Sunt și unități de învățământ la care fie nu au fost candidați înscriși, fie nu au promovat concursul. Au rămas astfel neocupate 12 posturi de director și 6 posturi de director adjunct, pentru care se vor face numiri prin detașare în interesul învățământului până la organizarea unui nou concurs, a precizat Monica Leontina Sună, inspector școlar general. În urma evaluărilor sunt însă și unități de învățământ la care directorii sau directorii adjuncți vor fi alte cadre didactice decât cele care sunt în prezent pe funcții. Exemple în acest sens sunt la Școala Gimnazială Traian din Craiova, Școala Gimnazială Lascăr Catargiu, Colegiul Național Frații Buzești și Liceul Ștefană Dobleja din Craiova. În județ, în urma concursului, vor fi directori la școlile din Mischii, Caiești, Vârvorul de Jos și la Școala de Arte și Meserii Daneți. Candidații care au promovat concursul vor prelua funcțiile de conducere pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 1 septembrie. În continuare vă prezentăm informațiile meteorologice.
Vremea se va menține deosebit de caldă și în următoarele 24 de ore. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 18 și 20 de grade Celsius. Chiar mai cald va fi la Drobeta, Turnu Severin, unde mercurul din termometre nu va scădea sub cota 21. Mâine locuitorii Olteniei vor avea parte din nou de caniculă. Temperaturile maxime la orele amiezii vor fi ușor mai ridicate decât cele de astăzi și se vor încadra între 36 și 38 de grade Celsius. Sudul județului Dolj va fi cel mai fierbinte, pentru că aici termometrele vor indica 39 de grade Celsius. Aici punem punct celui mai important grupaj informativ al zilei. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Pe curând!